Hristos din morți a înviat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a înviat. Iubiți frați creștini, în viață întâlnim oameni și oameni. Oameni cu credință în Dumnezeu, oameni fără credință în Dumnezeu și oameni cu puțină credință. Depinde de fiecare. Dar necredința unuia nu desfințează pe Dumnezeu, nu-L anulează. Dumnezeu rămâne și dacă el nu crede. Sau puțină credința unuia nu îl împuținează pe Dumnezeu și legea lui nu îl împuținează și nu îl desfințează. Dumnezeu rămâne oricum prezent ca făcător al lumii, ca unul care este Tatăl nostru. Nu poate desfința acela nici legea, nici pe Dumnezeu, prin necredința lui. Dar credința are un rol mare pentru omul care o are în suflet. Pentru el credința înseamnă mult și îl schimbă și îl ajută și îl ocrotește și îl povățuiește și arată drumul pe care să meargă. Important este să fie omul cu credință în lume. Dacă citim pe psalmistul David, el era credincios, citea din legea veche și spune așa: legea ta, Doamne, este făclie pentru picioarele mele. Ce uite ce devine legea ta pentru mine, luminează calea pe care să merg, calea cea bună. Și era largă și deschisă pentru mulți, dar el mergea pe aceea. Omul cu credință știe să meargă pe calea adevărului și a binelui, și a dreptății, și a iubirii, și a ajutorului, și a slujirii, știe să meargă și știe cum să meargă, știe și alege. Uneori poate veni noi necredința, sau puțină credință, sau îndoială, dar oricare în acestea nu sunt bune și de folos. Și apoi în timp, dacă stai să meditezi, din nou te poți întoarce la credință. Astăzi avem o evanghelie unde se vorbește despre necredință și apoi despre credință. Despre acel apostol Toma, numit necredincios, dar care devine apoi credincios până la moarte, rămâne. Devine un mărturisitor și îndrege pe alții atunci prin mărturisirea lui, prin credința lui, prin strigarea lui. Dar parcă el e pus în locul nostru să aibă necredință, îndoială, că nu există înviere, că Iisus n-a înviat. Și vrea să pună mâinile în locul nostru, să-l văd, să pun mâinile, degetul meu acolo. Așa vrea el. Parcă ne știa pe noi cum suntem mai slabi uneori în credință. Și a fost și el atunci, dar prin el ne putem întări. A putut să pună degetul, să pună mâna, să vadă. Nimeni nu l-a oprit. Înseamnă că Hristos cel înviat este adevărat înviat. A înviat real. Nu doar li s-a părut că este, ci la real putea fi văzut, pipăit, auzit, ascultat, urmat, putea fi. Și azi ne spune Sfânta Evanghelie așa: și fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii, și ușile fiind încuiate, unde erau adunați ucenicii, de frica iudeilor, a venit Iisus,
a dat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta sa. Deci s-au bucurat ucenicii văzând pe Domnul și Iisus le-a zis iarăși, pace vouă, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Și zicând acestea, a zis la lor și le-a zis, luați dus sângra vezeta pe care vor dacă le vor ține, vor fi ținute. Iar Toma, unul dintre cei 12 numiți geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci au zis lui ceilalți ucenici, am văzut pe Domnul, dar el le-a zis, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune, deci de-al meu semnul cuielor, dacă voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Și după 8 zile, ucenicii lui erau iarăși înăuntru și Toma împreună cu ei. Și a venit Iisus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijlocul și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-te un coace și vezi mâinile mele și adu-mi la ta și o pune în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. A răspuns Toma și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus i-a zis, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Deși alte multe minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta, la acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristosul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Iubiți frați creștini, la apostolul Toma i-au spus ceilalți ucenici, cei 10, că Iuda s-a pierdut. I-au spus, l-am văzut pe Domnul nostru Iisus Hristos viu. A fost aici în casă la noi. A fost. Și l-am văzut. Și mai mult, ne-a zis așa că El aduce pacea, că e pacea noastră, dar ne-a arătat El mâinile și coasta sa. Ni le-a arătat. Reale. Ei i-au spus lui Toma asta. Dar Toma n-a vrut să creadă. N-a vrut. Mai mult, și acele femei mironosițe vin și spun și la Toma că Iisus Hristos a înviat. El poate a zis, s-au înșelat. Sunt niște femei. Poate n-au fost atente. De ce să cred în niște femei? Dar pe care el le cunoștea și știa că acestea l-au urmat pe Mântuitorul pe drumurile Țării Sfinte. Știa că ele au fost cu Iisus Hristos. Știa că au fost și la mormântare, dar el n-a fost. Și la cruce pe Golgota, dar el n-a fost. Dar nu le crede. Nici pe ele. Erau 3 femei ce spuneau asta către el. 10 apostoli și n-a crezut. Va mai vin și cei ce au fost îndruși pe Emaus, Luca și Cleopa. Și aceia i-au spus că Iisus Hristos a înviat și li s-a arătat și a vorbit cu ei și a stat cu ei la masă. Dar nici pe ei nu i-a crezut. Și de ce? El era acum cu gândul, dacă nu-l văd, nu cred. Poate ei au văzut ceva, li s-a părut. Și credea că poate el e mai mult decât alții. Dar erau bărbați în toată firea, care au fost cu el, care au trăit atâta timp cu el, dar vestea era mare pentru el, cum a fost și pentru ceilalți. Era poate prea mare să o cuprindă el și nu o putea primi, nu încăpea în el poate, atunci, deși loc era. Oare
N-a văzut Toma când acel tânăr din Ain a fost înviat de Iisus Hristos? Oare n-a văzut? A văzut. Știa că Iisus poate învia morții. Oare n-a văzut și n-a auzit cum a fost înviat Lazar, cum a strigat din mormânt și mortul a ieșit? Ba da! Oare de ce nu credea în învierea lui Iisus Hristos? Poate zicea, dar cine să-L învie? Iisus a participat însă la propria Lui înviere, ca Dumnezeu. Toma mai avea ceva să creadă total, că Iisus este Dumnezeu adevărat. Evreii au zis, Iisuse, vrei să te omorâm că te faci pe tine fără Dumnezeu? Deopotrivă cu Dumnezeu. Le-a arătat că este deopotrivă. Dar trebuia să creadă din adâncul inimii. Și Toma, el acum era în necredință. N-a crezut. Și el chiar așa a zis, dacă nu voi vedea, nu voi crede. Dacă nu pun acolo degetul meu și mâinile mele, nu voi crede. Și să vadă. Să vadă cu ochii și apoi cu degetul și mâna, să pun acolo să simtă că e real. Asta voia el. Vedem că ucenicii ceilalți i-au spus, dar el nu avea credință sau era slabă. Și auzind cuvintele, dacă nu văd, dacă nu pun, mereu cuvinte care aduc o îndoială și la el aduce și necredință. Ne amintim de astfel de întâmplări din legea veche, amintim una, Moise era pe munte, Dumnezeu îi dădea acolo legea și tablele legii să le aducă la popor, dar a stat acolo mult timp. Poporul jos l-a așteptat, apoi au zis, nu mai vine. Și au zis, dacă nu mai vine, ne facem noi alt Dumnezeu pe pământ. Ne facem. L-a duc pe Aron și au zis, Aron, ne faci nou un idol, un vițel din aur. Ne-l faci. Unde te duce necredința? La ce? Să nu mai slujești pe Dumnezeu, ci la ceea ce alegi tu de fapt. Oare zici, ce aleg eu astăzi? Pavel zice, un exemplu să-ți dăm. Zice, lăcomia pântecelui este închinare la idoli. Când pentru el faci totul, le reprezintă totul. Doar la el te gândești totdeauna să-l slujești, altceva nimic. Așa erau evrei atunci, în pustie, lângă muntele Sinai. Moise era pe munte, dar e jos. S-au despărțit de Dumnezeu și au făcut un vițel de aur. Era idol. Și de ce era idol? Că au socotit că acel vițel e Dumnezeu. Și de unde vedem? Citiți acolo, în carte, în cartea ieșirii, vedeți că ei jucând în jurul vițelului ziceau așa, iată Israele, acesta, adică vițelul, acesta e Dumnezeul tău, acesta. Îl numeau Dumnezeu. Moise când a venit, l-a stricat. Nu mai era Dumnezeu acela. Nu mai era, nu mai exista. Dar ei și-au făcut. Ce înseamnă necredința? Toma era cu ucenicii, dar inima avea ceva lipsă. Nu era ca și ei. Aceia bucuroși și el necăjit. Nu putea să creadă. A înviat, dar nu l-am văzut. Până atunci nu cred. Era omul din zilele noastre care are îndoieli multe, 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 ca și Toma. Și parcă Toma a fost exact pus ca să le spună acelora, vedeți, am fost și eu ca voi, să nu repetați. Luați aminte prin ce am trecut eu. Toma era unul care voia să vadă. Necredința nu te ajută, nici nu te ridică. Vezi ce? Dar
De unde știi că e așa? Luăm un exemplu. Să vezi. Citeam următoarele. Un om era la spital bolnav. A fost operat. Operație grea și boală grea. Iar îl întreabă pe doctor: domnul doctor, ce șanse mai sunt? Mai am șanse? Și spune: omule, tu crezi în Dumnezeu? Și omul spune: domnul doctor, în zilele noastre, acum, în epoca asta, să mai crede în dumneata? Domnul doctor, crezi? Spune doctorul: eu cred. Dar dumneata? Păi domnul doctor, în zilele noastre să mai crezi? Nu vezi dezvoltarea care este și ce este, cum și cum să mai fii credincios? Ce zici dumneata? Și doctorul îi spune așa: omule, dumneata, dacă ai credință în Dumnezeu, ai șanse să scapi. Ai. Dacă n-ai credință, mori. Te duci. Nu scapi. Acel a auzit, a rămas șocat. Oarecum, ce credința te ajută. Știi că cineva de sus te ajută și nu e singur. Ai o nădejde. Eu am făcut doar ce am putut eu ca om. Atât am făcut. Mai mult nu pot. Doar făcătorul tău poate să te ajute mai mult decât pot eu. Dacă te încrezi în făcătorul, el te poate ajuta. Și îți poate da mai multe zile și ani. Dar eu nu pot să-ți dau. Că nu-s la mine zilele. A zis omul: domnul doctor, mă faci credincios. Ce să fii ca să scapi? Că altfel nu prea ai zile. Credința ajută pe orice om. Și la necaz, și la bucurie, și la reușită, și la nereușită. Dacă o ai, e cu tine. Într-o parte știi cum să te ridici și într-o parte știi cum să stai, să nu depășești măsura. Totdeauna îți ajută și îți luminează pașii vieții să știi cum să mergi bine. Și asta contează nu mult, ci contează foarte mult. Dacă poporul Israel atunci s-a lepădat și au dat seama că au greșit, mulți mai târziu, în legea nouă, cerau la Mântuitorul Iisus semn, să vadă, să arată că e proroc sau că cine este el. Semn. Iisus le-a răspuns simplu: aveți semn pe Iona prorocul. Cum a stat el în pânze și trei zile și sau a stat și fiul omului, tot așa. Așa a fost. Și apoi din morți a înviat. Le-a dat un semn. Ei nu l-au priceput. A nu-l înțelege este una, dar a fi real e alta. Mai târziu ucenicii au înțeles cum le-a vorbit acestea, cum le-a arătat acestea toate și să știe. Și apoi le-a mai spus despre el Iisus, cum Moise a înălțat șarpele în pustie, va fi înălțat și fiul omului. Tot așa. Așa a fost înălțat. Dar dacă prin șarpe cei mușcați dobândeau vindecare și nu mureau, prin Iisus și-a răstignit cei ce cred în el, dobândesc viața de veci, dacă cred și îl slujesc. Mare lucru și mare taină, dar este adevărată, adevărată. Dacă privim la Toma, îl vedem că așteptă o minune, dar oare nu cunoștea pe învățătorul lui că poate face minuni? N-au văzut atâția oameni bolnavi vindecați, oameni fără număr, nu le știa numărul. N-a văzut? Alții dat cu numele și cu numărul în Evanghelii, dar cei mai mulți se lăsați deoparte, au rămândiți mulți bolnavi sau pe toți bolnavilor i-a vindecat. Oare n-a văzut? Cândva ucenicii pe mare cu Iisus, iată, n-au luat pâine. Le-a spus să se ferească de a luat-o fariseilor. Ce ne ceartă că n-a luat pâine? Și Iisus atunci i-a certat. Oare ce nu vă amintiți de cele cinci pâini
și doi pești la acei mii de bărbați, nu vă amintiți? Sus putea să mulțească pâinile lor câte le-au luat ei, să facă multe să le ajungă, putea să facă, dar trebuia să împlinească omenește ce ținea de ei. Oare Toma o fi uitat ce s-a întâmplat atunci? Toma stă în necredință, dar Iisus Hristos, Domnul nostru, vine și împlinește dorința să-L vadă și să-i risipească necredința și să-L pună, să pună mâinile și mâna și privirea, să o pună acolo să vadă că El este real și că a înviat. Toma știa cum a fost răstignit Mântuitorul, știa că a fost împuns cu sulița, știa. Și de aceea a cerut ce să vadă, să vadă urmele, la cuie, la suliță, să vadă. Dar este chemat să vadă. Iată Mântuitorul Hristos, Domnul, vine și se arată lui. Dar oare noi să nu cerem minuni ca Toma? Și noi putem cere minuni după minuni. Așa ceru cândva și șarpele în pustie, diavolul care a ispitit pe Mântuitorul, să facă minuni, să se laude cu ele, să se laude Iisus și să cadă în păcat. Tu oare de ce vrei să ispitești pe Dumnezeu? De ce vrei? Doamne, fă minune că nu așa cred. Tu nu crezi în puterea Lui? O are. Și ți-o arată în fiecare zi, în orice, și într-un fir de iarbă. E o minune. Dacă l-analizezi, îți dai seama că e minune, dar dacă nu, da, l-ai călcat. Dacă l-analizezi, îți dai seama ce minune este. Poate vom zice, dar nu crede. Știți, cândva iarba a zis așa, Doamne, ce importanță am eu? Oamenii, când am crescut, m-au cosit. M-au tăiat. Unii nu mă bagă în seamă și mă calcă în picioare. Alții, dacă m-au cosit, mă dau la animale să mă mănânce. Alții mă prind și mă ard. Doamne, n-am nicio importanță și atunci vreau să nu mai fiu. A zis iarba. Așa a zis. Că toate au importanță, dar ea nu. Și nu că e ultima, nici măcar băgată în seamă, nu poate fi numărată, nicăieri, zero. A zis Dumnezeu, uite iarbă, pe o zi te iau pe tine de pe pământ, să vezi ce este. Și a luat-o. Dar atunci, animalele nu mai aveau ce mânca. Căutau mâncare și n-aveau. Căutau oamenii să vadă verdeață și nu era. Dar știau, dacă animalele n-au ce mânca, mor de foame. Până murim și noi, că nici noi n-avem ce mânca. Și toate depind, până la urmă, uite de ce, de firul acela de iarbă. Și au zis, iarbă, îți place ce faci? Și a zis, n-am crezut că-s chiar așa de importantă. Am luat doar un exemplu să vezi, să analizăm mult mai în amănunt, doar un fir de iarbă să vezi, ce înseamnă el. Și atunci îți dai seama că îți vorbește despre Dumnezeu. Și Toma e chemat să vadă ce a zis. După 8 zile erau ucenicii în casă și Toma cu ei. Domnul Iisus Hristos, cel înviat, vine la ei și când zice, când vine, cui se adresează? Lui Toma. Să-i împlinească dorința. Îi arată Toma. Eu știu ce ai zis. Îi arată că e atotștiutor, că e Dumnezeu. Îi arată că el ce a vrut. Zice, ce ai vrut? Hai să vezi. Îi arată că e Dumnezeu. Dar în același timp e prezent acolo, viu, cu acel trup omenesc care a murit, acel trup omenesc a înviat. Și era acolo. Ce i-a zis? Să vină cu degetul și să vadă mâinile și mâna să o pună în coasta lui. Să se uite, să pună. Și spune așa,
și nu fi necredincios, ci credincios. Toma n-a crezut. S-a îndoit. Dar ce se întâmplă atunci cu Toma? Atunci Toma într-adevăr a crezut. Cum să nu creadă când vede? Realitatea era în fața lui, adevărul era în fața lui, dar face ce n-au făcut ceilalți. Era mirat. Am zis, e întors pe dos. Dar era întors, exact. De la necredință la credință acum. Altfel, alt om. Și atunci Toma spune ce n-au spus ceilalți, auzind cuvintele lui Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Îl recunoaște pe Iisus ca Domn și Dumnezeu. Vedeți? Ca Dumnezeu Iisus a participat la propria înviere. Și ridica trupul. Iisus a fost om adevărat și Dumnezeu adevărat. Dar Iisus Hristos vrea ca oamenii să creadă în El. Dacă nu mă ispitești pe Iisus să faci că vă mine, nu-i bine. Mulți au încercat să-L facă să facă minuni, să-L acuze. Sau să urmească vreo minune, să-L acuze. Un exemplu, un om era cu mâna uscată într-o sinagogă, Iisus îl vede și alții îl pândeau să vadă ce va face și întreabă, oare în zi de sâmbătă e bine să faci bine sau să faci rău? Și tăceau. Și a spus omului, ridică-ți mâna și s-a făcut să doază ca cealaltă. Au tăcut, că și arată și atotputernicia. Dar multe minuni lucrează Dumnezeu și în ziua de astăzi, prin oameni, multe. Dacă vrem, un exemplu, era cândva în armată, mulți tineri, unul era credincios. Și ce ziceau că sunt credincioși, dar erau mai puțin credincioși. Celălalt credincios. Și toți se mirau de credința lui ce și-o arăta și-o mărturisea. Iar cel care îl comanda își bătea joc de el. Și uneori și ceilalți îl bajocoreau. Într-o zi, iată, s-au adunat toți acolo în careu și au pregătit pentru el o surpriză ca să râdă de el. Și au pregătit-o și vine și el, că a fost trimis undeva și când vine, intenționat trimis și când vine, și el se așează în careu, dar îi spune lui, îi spune comandantul, te rog frumos, îi spune, vezi, este acolo acea mașină, ai aici cheia, te duci și o parchezi. O mașină mică, militară. Și a zis el, dar știți, nu-s eu conducătorul ei și n-am voie să o conduc eu. Este șofer pentru ea. Ce acum nu uita că ți-am dat un ordin și ordinul se execută, trebuie doar să o parchezi, nu să ieși pe undeva. Unde este, o parchezi la locul potrivit și vii înapoi, atâta faci. Păi n-ar fi potrivit, ce nu că n-ar fi, te duci și o faci. A luat soldatul, cel credincios, cheile, s-a dus, a pornit, a parcat-o și a venit cu cheile înapoi. Când a venit, îi vede pe toți galbeni. Toți priși de frică. S-a mirat. Dar ce cu ei sau ce cu voi? În frunte cu comandantul, toți tăceau și se uitau la el. Oare ce-o fi? Îi vede apoi căzând în genunchi și zicând, Doamne, iartă-ne! Iar el se mira, ce-o fi cu ăștia? Ce s-o fi întâmplat? Că n-am făcut o faptă nu știu cât de mare. N-am făcut. Și atunci dacă n-am făcut, ce este? După un timp, comandantul se ridică cu ceilalți și zice, hai să vezi. Merg. Ridică de la mașină capota. Ce dragul meu, zice comandantul, mașina n-are motor. N-are. Cum ai putut să o parchezi?
Tu te-ai dus-o, parcă și ai făcut-o. Cum s-a mișcat ea? Ce a fost în ea de-ai putut-o să faci și să o parchezi? S-au mirat și au zis, începând de azi, și noi vom fi credincioși. Toma a fost credincios, apoi, dar a primit mustrare, a primit de la Domnul Iisus Hristos certare și i-a spus că nu-i bine. Și amintește de cei din vechime, de proroci, de profeți, care au crezut când au vestit despre Mesia toate, despre venirea Lui, nașterea Lui, moartea Lui, învierea Lui, despre toate. Au crezut. Și a spus la Iisus, la Toma, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut, aceia n-au văzut, dar au crezut. Și noi, dacă vrem să fim fericiți, noi n-am văzut, dar a văzut în locul nostru Toma. Și cei 10, și cei 12 Emaus, femeile prin Mironosiție, și al 500, și Pavel. Și ei ne mărturisesc, l-am văzut. Am mâncat cu el, zice Ioan. Iată, Toma îl vede, chema să pună mâinile, degetul său, nu-i se ferește cineva de el. Era Iisus real. Dar Toma, de aici încolo, a fost credincios. A dus cuvântul sfânt până în India. Și azi mai sunt acolo creștini numiți Tomiți, adică lui Toma. S-a dus. Nu s-a oprit niciodată. Și a rămas credincios. Și a rămas peste viacuri mărturisirea lui de credință. Domnul meu și Dumnezeul meu. A rămas. Iar cine nu crede că Iisus este Domn și Dumnezeu, acela face păcat. Și în rătăcire. Că nu-i ca Toma credincios, și ca el când a fost necredincios. Când nu ești necredincios, nu ești fericit. Nu ești cu Dumnezeu, nu ești de partea Lui. Dar învierea a avut loc. Toma l-a văzut pe Hristos și l-a înviat. Și l-a mărturisit. Lui mărturisire răsună până în zilele noastre. Să fim ca el după ce a crezut. Să primim și noi azi cuvântul Evangheliei că Iisus e viu, dar e și cu noi. În mod nevăzut, dar e. Și prezent. Și ne face să vedem multe minuni, precum cu soldatul, ce l-am descris. Lucrează și nu-ți dai seama, dar o face. Dar o face să fim cu credință și să-L slujim pe El în toate zilele. Cine are urechi de auzit, să audă slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
va fi să dă binecuvintele în vecii vecilor. Amin.